Bună ziua, sunt Cristian, hashtag o pizza bună și vreau să devin antreprenor. Aici voi prezenta drumul meu spre antreprenoriat. În episodul anterior am prezentat începutul visului meu de a face o pizza bună.ro pentru toată lumea. În acest episod voi expune realitatea despre Cristian, hashtag o pizza bună. Sunt un om simplu, iubesc pizza, sportul, mai nou și vlogul. Pizza o fac foarte bine, sportul mă ajută să fiu în formă, vlogul îl învăț încet, dar sigur. Pentru episodul anterior aveam scenariul în cap. Am apăsat rec și pauză totală. După câteva bâlbeli în fața camerei mi-am spus gândește și găsește o soluție. Am luat laptopul și am început să scriu episodul 0, începutul opizabuna.ro. Drumul meu spre antreprenoriat. Cristian, hashtag opizabuna. Am poziționat laptopul sub cameră, am apăsat rec și am început să citesc. M-am uitat la filmare, eram conștient că dacă o mai fac de 10 ori, există șansa să iasă de 10 ori mai bine. Am ales să postez prima și unica variantă pentru a fi 100% autentic. Următoarele zile m-am gândit la aceste episod care se numește Realitatea opizabuna.ro. Meseria de pizzer implică mult efort fizic. Vorbesc strict de această meserie. Sunt conștient că multe alte meserii implică efort fizic. Cu mulți ani în urmă, am fost în locații în care făceam aluatul la mână în ligheane de metal. Dăruirea mea era atât de mare încât pentru a fura meserie mergeam în zile libere în locații la interviuri de angajare pentru a gusta ingrediente și a vedea modul de lucru. Spre norocul meu, prima persoană de la care am învățat avea un stil foarte bun pe care l-am folosit până mi-am creat propriul meu stil. În 2010 a apărut în viața mea oportunitatea de a merge în Cipru, orașul Paphos. În acel moment trăiam un vis. Aveam camera mea într-un complex rezidențial cu tot ce aveam nevoie, inclusiv piscină exterioară. Locația în care lucram era foarte frumoasă, gândită foarte bine. Lucram pe un cuptor rotativ în care intrau 16 pizza. S-a investit în aparatură ca să lucreze un singur om la pizza. Lucram de marți până duminică de la ora 14 la ora 23. Dimineața aveam timp să fac sport, bazin sau plajă la mare. Seara aveam timp să ieșim toți colegii în oraș la anumite zile. Mulți clienți îmi mulțumeau personal, ceea ce mă emoționa până la lacrimi, și îmi făceau oferte de muncă în diferite țări. Eram mulțumit și refuzam politicos. După 3 sezoane în care totul a mers foarte bine, patronul mi-a comunicat că trebuie să eliberez camera și este necesar să-mi caut chirie pe banii mei. În mintea mea s-a produs un cutremur. Nu am fost de acord și am cerut finalizarea colaborării. Având în vedere că luna în curs nu luasem salariu, iar biletul de avion ar fi fost foarte scump de pe o zi pe alta, am ales să rămân o perioadă până găsește om. Am făcut toate socotelele în 2013 pentru a deschide o pizzerie în România. Am ezitat și am ales să investesc în siguranță. Am cumpărat un apartament și am continuat să învăț. Aveam câțiva prieteni din copilărie care lucrau într-un lanț de restaurante. În acele momente se făceau angajări la locația de top a acelui lanț de restaurante. Am sunat, am mers la interviu și am rămas în acel loc. După 4 ani, am primit o oportunitate de a lucra cu un MasterChef. În mintea mea a fost că voi schimba macazul și voi deveni master chef. Acumulând din ce în ce mai multă experiență, viziunea mea a început să fie diferită față de persoanele din jurul meu. Am căutat o nouă oportunitate să fac ceea ce iubesc și am găsit un loc magic din toate punctele de vedere. Am dat o probă, am fost acceptat, iar în ultimii 4 ani, pe lângă munca pe care o fac cu drag, am creat proiectul hashtag O Pizza Bună, care se poate citi cu un click pe mijlocul paginii www.opizzabuna.ro. Așa cum am mai spus, pandemia m-a făcut să văd viața într-un mod diferit. Voi risca tot ce am construit până acum pentru cel mai mare vis al meu, www.opizzabuna.ro. Dacă v-a plăcut, vă rog dați un follow, like, share, comment, orice credeți că mă poate ajuta. Vă mulțumesc pentru timpul acordat!